Ucraina și Republica Moldova au primit statutul de țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Decizia istorică a fost luată în unanimitate joi seară de liderii Uniunii Europene, a anunțat președintele României Klaus Iohannis. Președinții Volodymyr Zelensky și Maia Sandu salută decizia de acordare a statutului de țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană pentru Ucraina și Republica Moldova. Este un mare pas care s-a făcut astăzi. Cunoașteți foarte bine istoria acestui demers. Primele discuții foarte aplicate au avut loc acum doar câteva luni de zile în Franța, la Versailles, după care au venit cererile de aderare, analiza făcută de Comisia Europeană, propunerea Comisiei săptămâna trecută și iată, astăzi Consiliul a aprobat propunerile Comisiei așa cum au fost ele formulate. Cred că prin acest pas putem să spunem că s-a schimbat paradigma lărgirii Uniunii Europene. Politica de extindere a primit un nou impuls. Cred că Ucraina, Moldova și Georgia la rândul lor au primit un nou impuls și sunt convins că toată lumea se va pune foarte serios pe treabă pentru a pune în practică reformele, procedurile și proiectele care, sigur, sunt încă necesare pentru a face apoi următorul pas. Îi felicit și îmi doresc tare mult ca acest drum să fie unul rapid, bun și încununat de succes. Dacă aveți întrebări, poftiți. Mihaela Tabarcea, ProTV Chișinău. Domnule Iohannis, vă rog să ne spuneți ce trebuie să facă în continuare Republica Moldova după ce a primit statutul de țară candidată, dacă au fost făcute anumite greșeli în România care nu ar trebui repetate la Chișinău. Mulțumesc. Este clar că și Moldova, ca și Ucraina, trebuie să se apuce foarte rapid să lucreze la tot ce se găsește în anexa stabilită de analiza Comisiei. Sunt reforme instituționale, sunt legislații întregi care trebuie îmbunătățite. Deci de lucru este foarte mult. Din partea României, Moldova va primi absolut tot ajutorul de care are nevoie și cu siguranță noi vom veni cu toată experiența și expertiza pe care am acumulat-o în acești ani în faza de candidat, dar și în faza de proaspăt membru și cred că pentru Moldova acesta va fi un ajutor valoros. Radu Osipov, Moldova 1. Domnule președinte, au durat mult discuțiile. A fost nevoie să faceți un dialog de convingere, poate, a unor șefi de state și de guvern? În ce privește Republica Moldova, Ucraina și Georgia, nu a fost nevoie de niciun fel de contre. Lumea a fost lămurită din capul locului, însă la noi în Consiliu întotdeauna apar și discuții suplimentare și surprinzătoare, dar ca să vă răspund direct, toată lumea a fost de acord din capul locului să aprobe propunerile Comisiei așa cum au fost ele formulate. Nu a fost astăzi, repet, nu a fost astăzi nevoie de multă forță de convingere. În alte zile, da. Bună seara, Diana Popa, Postul Jurnal TV. Presupun că una dintre condițiile pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană ar fi rezolvarea conflictului transnistrean. Dacă da, atunci cum vedeți, ce soluții vedeți pentru această chestiune? Astăzi nu intrăm în discutarea soluțiilor concrete pentru probleme pe care le cunoaștem. Astăzi ne bucurăm că a fost
acordat statutul de candidat Republicii Moldova. Sunt multe probleme complicate care trebuie discutate, analizate și lămurite, iar chestiunea transnistreană este una deosebit de complexă și rezolvarea ei excede cu mult declarația mea din această seară. Bună seara, Stella Untilă, portalul newsmaker.md. România va găzdui în luna iulie conferința donatorilor pentru Republica Moldova. Ce așteptări ar trebui să aibă Chișinăul de la acest eveniment? Această platformă care a fost înființată de România, Franța și Germania pentru a sprijini Moldova a avut rezultate foarte bune la prima ediție care, probabil vă amintiți, s-a desfășurat la Berlin. Acum România organizează o nouă ediție în iulie și credem că între timp și prin discuțiile care au fost pe acordarea statutului de candidat, lumea este mult mai conștientă că Moldova are nevoie de sprijinul nostru, al nostru, al tuturor, și suntem destul de optimiști în ce privește rezultatele acestei runde care va fi organizată la București. Bună seara, domnule președinte, Mădălin Necșuțu, TVR Moldova. Știind că în Republica Moldova unul din trei cetățeni sunt deja cetățeni români și deci europeni, vreau să vă întreb din punct de vedere securitar, cum poate România să asigure o mai bună securitate Republicii Moldova? Cred că toată lumea a înțeles că acordarea statutului de candidat vrea nu doar să arate că ne dorim ca Republica Moldova să devină stat membru al Uniunii, ci și dorim să ne implicăm cu toții mult mai mult în Republica Moldova pentru a-i ajuta pe oameni, pentru a-i ajuta instituțiile statului. Noi din România suntem extrem de implicați de foarte multă vreme, dar acum chiar sunt convins că și alții se vor implica din ce în ce mai mult. S-a văzut de altfel și prin numărul mare de vizite de nivel foarte înalt care au avut loc în ultimele luni și la Chișinău. Asta creează securitate, fiindcă prin asta instituțiile moldovenești devin mai solide, economia credem că se va îmbunătăți, întreaga procedură va face statul moldovean să funcționeze mai bine și astfel implicit o să crească nivelul de securitate și moldovenii se vor simți parte din acest mare proiect care este Uniunea Europeană. Bună seara, Robert Lupițu, Calea Europeană. Domnule președinte, ați menționat adineauri că astăzi nu a fost nevoie de muncă de convingere, dar în alte dăți da. De fiecare dată când ați predat cauza Republicii Moldova, ați menționat acest lucru, iar noi în România știm că în memoria instituțională statului român, Republica Moldova este o țară soră. După aderarea la Uniunea Europeană acum 15 ani și după exercitarea președinției Consiliului UE, împreună cu summitul de la Sibiu, puteți evalua că acordarea statului de țară candidată pentru Republica Moldova reprezintă cel mai mare succes diplomatic al României de la aderare, pe lângă cele două pe care le-am menționat. Mulțumesc! Cu siguranță că este un succes al nostru, al tuturor, al Uniunii Europene, al Republicii Moldova, într-o parte rezonabilă și al României. Însă trebuie să fim conștienți, ne bucurăm foarte mult de acest succes la care România a lucrat. Deci ne-am implicat, tot timpul ne-am implicat pentru a promova înțelegerea și iată acum și acordarea statutului. Acest lucru ne bucură foarte mult. Însă să fim conștienți, este primul pas dintr-o serie mai lungă de pași și eu îmi doresc tare mult ca într-un termen rezonabil să ajungem în faza în care se întâmplă ce am descris în prima mea campanie electorală pentru președinția României, ca România și Moldova să fie împreună în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Seară bună!